Bună ziua, revin cu o nouă filmare și anume este vorba despre o rețetă simplă de tocăniță de carne de porc, bucăți de carne de porc și bucăți de costiță. Pentru a face această tocăniță de carne de porc avem nevoie ardei gras, roșu, galben, verde, eu am pus toți trei, dar se poate pune și numai roșu, ceapă. O ceapă, două, în funcție de cât de mult doriți să faceți sau câtă, normal, cantitate aveți de carne. Aceste ingrediente se taie cubulețe mărunte, se pune într-o oală cu ulei de floarea soarelui, la călit sau dunzuit, cum îi se mai spune. În momentul când ceapa a prins un pic culoarea aurie, se pune carnea care se dunzuie și ea câteva minute cu aceste ingrediente, iar apoi se pune apă până acoperă carnea, de preferabil apă caldă pentru a nu opri din fierbere, și se pune boia dulce de ardei roșie și boia picantă, chili roșie de ardei. Sare și piper în funcție de gust și fiecare în funcție de cât de mult îi place mai condimentat, mai sărat. Se lasă la fiert până în momentul când carnea este bine fiartă, iar apoi, pe final, eu am introdus mărar congelat și, în acest moment, tocănița este gata. Această tocăniță putem să o consumăm. Ca de exemplu, aici avem nulii de făină cu cartofi sau se poate consuma cu o mămăligă sau cu un cartof pire sau cu un orez sau cu paste sau cu găluște de griș, cu ou sau de făină, fiecare în funcție de cum îi place și cum dorește. Așa arată în farfurie, eu am pus un pic de mărar deasupra, iar în momentul când se consumă, normal, iarăși la fel, fiecare în funcție de cum dorește, sare, piper sau alt condiment. Eu sper să vă placă și această rețetă, această filmare. Normal, eu vă doresc poftă bună în momentul când o puneți în aplicare și normal, dacă vă plac rețetele, videole care le fac, mă puteți urmări pe canalul meu de YouTube, Baron Cristian, like și abonați-vă. Vă mulțumesc, eu vă doresc o seară minunată alături de cei dragi. La revedere!